Guvernul a anunțat astăzi pachetul de măsuri salariale, spor pentru Moldova în valoare de 1,3 miliarde de lei. De plăți unice sau creșteri salariale vor beneficia 170.000 de bugetari din diferite domenii de activitate. Este vorba despre cadre didactice și non-didactice, oamenii de teatru, personalul medical, salvatori, polițiști și carabinieri. Potrivit premierului Dorin Recean, salariile tuturor lucrătorilor medicali vor fi majorate cu 15% din 1 octombrie. Vor beneficia de proiect și angajații spitalelor care nu sunt finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Medicii legiști vor primi salarii mai mari cu 26%. Astfel, salariul medic al unui medic va crește de la 17.344 de lei la 19.945 de lei. Asta ca să vedem care este impactul acestei creșteri. Premierul nu a precizat însă că această creștere a lefurilor medicilor de la 17.000 la aproape 20.000 de lei este raportată la salariul brut, până la achitarea taxelor, impozitelor și contribuțiilor sociale. Profesorii vor primi o plată unică de 5.000 de lei, iar cadrele non-didactice vor avea un spor salarial de 3.000 de lei. Totodată, peste 10.000 de angajați ai Ministerului de Interne, polițiști sau carabinieri vor beneficia de un spor unic în valoare de 5.000 de lei. Angajații teatrelor vor avea parte de o creștere salarială de 25%, a menționat premierul. Alte 100 de milioane de lei din cele 1,3 miliarde de lei vor fi direcționate către reparația drumurilor. Vom aloca suplimentar 352 de milioane de lei pentru ca să putem să acoperim cheltuielile energetice, în mod special la căldură și pentru energie electrică, în școli, grădinițe, spitale și alte instituții bugetare. Resursele financiare pentru implementarea proiectului Spor pentru Moldova au fost identificate cu ajutorul partenerilor de dezvoltare, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și organizațiile internaționale, a menționat premierul Dorin Recean. Potrivit lui, Parlamentul va aproba săptămâna viitoare rectificările bugetare necesare.